vederea remedierii pentru cheltuiala constructorului a tuturor problemelor de pe aeroport și în calitate de președinte al Comisiei de Recepție, unde eu vreau să-i mulțumesc domnului Loială și tuturor colegilor din Consiliul Directorii Direcțiilor Tehnice, arhitect, șef, economic, juridic, care au fost prezenți, dar și conducerea aeroportului și domnului director Gârdea și echipei sale. Este aici domnul director operațional, toți directorii, juridic. A fost un pas extrem de delicat și de important. Și vreau să le mulțumesc public pentru că am depășit acest pas și ne îndreptăm până la sfârșitul toamnei să avem aeroportul rezolvat. Domnul vice. Mulțumesc. Deci, așa cum spunea domnul președinte, această perioadă a fost marcată de două activități importante privind aeroportul Sibiu și anume o ședință a Comisiei de Recepție și doi, formularea împreună cu echipa a unui proiect de protocol, proiect de protocol care va deveni protocol între părți după ce se va semna de către ordonatorul principal, Marx Beugel, deci toți actorii care au participat la realizarea acestui obiectiv. Privind Comisia de Recepție, voi face câteva precizări, ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, colegii mei și toți care participați. Sibir, bineînțeles. Fac precizarea că toate deficiențele de la ultima ședință, deci de la terminarea lucrărilor, și până în prezent au fost discutate și dezbătute și au fost trecute într-o anexă care a fost semnată de toți membrii Comisiei, precum de Max Beugel, constructor, Intan Obermeier, proiectanți, echipa, cam, am vrut să zic și consultanța de lipsit. Deci noi toți. Toți care au participat, membrii Comisiei și invitații, au semnat această anexă cu deficiențele care încă nu au fost remediate până astăzi, inclusiv cu remedierea rambleului 09, cel cu necazul. Această anexă va deveni o parte componentă a protocolului, iar termenele maxime prin care Max Beugel s-a angajat să le remedieze, este 31/10. Vreau și eu, la rând, să mulțumesc echipei din cadrul Consiliului Județean și Regiei Autonome Aeroportul Sibiu, arhitectul șef, directorul economic, directorul tehnic, compartimentul juridic, factorii de răspundere de la aeroport, care prin munca lor de mare răspundere și responsabilitate, au contribuit la realizarea acestui protocol, au contribuit, să zic, la finalizarea și centralizarea tuturor deficiențelor. Activitatea acestei comisii, sau echipe, cum îmi place mie să spun, a avut la bază trei principii: al legalității, oportunității și necesității. Fac precizarea că ședințele, întrunirile care au avut loc, au fost transparente și fiecare membru al echipei sau al comisiei și-a spus într-un mod liber, deschis, punctul de vedere. Motiv pentru care toți membrii comisiei, inclusiv Regia Autonomă și a echipei, au semnat acest proiect de protocol, proiect care va deveni protocol în scurt timp. În prezent, protocolul, această convenție, să zic așa, este la Max Beugel. Astăzi am vorbit cu domnul Chirilă, avocat. Se pare că, din punctul lor, este totul bine. Și în scurt timp sperăm că se semnează și că o să începem remedierea tuturor deficiențelor și până la 31 octombrie totul se va încheia. De asemenea, mai fac o mențiune, să cunoașteți, că protocolul a fost înaintat și Consiliului de Administrație al aeroportului. Membrii Consiliului de Administrație și-au spus liber punctul de vedere, au fost întru totul de acord,
Deci, acest document final, care va fi semnat de președinte și de factorii responsabili, și-au pus, peste acest document, și-au pus amprenta toți factorii care au concurat la realizarea acestui obiectiv. Repararea sau remedierea rambleului 09, că acesta este problema cea mai mare, se va face pe baza unui proiect tehnic realizat de o societate, Search Corporation, în timpul procesului, avizat de 3 somități în domeniul aeronauticii, experți. Aceste documente se află la dosarul cauzei, la Târgu Mureș, în dosar. Toată lumea a luat act de aceste documente și sperăm ca în cel mai scurt timp să vă informăm că deja au început lucrurile, activitățile de remediere la aeroport. Mulțumesc!